am pământul ăsta, moșteniile, nu văd că și colectiv nu a fost niciodată. Adică au fost întotdeauna la moșteni și ea meu și a venit primăria și a pus stâmp în mijlocul locului și dacă am solicitat să pui în altă parte, o zbera la mine că n-am titlu și nu-i locul meu. Eu am plătit impozit de pe toți ani. Terenul în pricina nu există titlu de proprietate, eliberat, nu este cerut de nimeni, deci în principiu e terenul statului român. În cazul în care poate aduce acte doveditoare, titlu sau alte cereri, atunci o să îl despăgubim cu suprafața de care a fost prejudiciat. Proiectul era făcut, s-a cerut părerea oamenilor, unde veneau cu stâlpi, deci nimeni nu a avut nicio reclamație până în momentul în care apare stâlp. Primăria Cuzdrioara a achiziționat, este în curs de achiziționare a unei suprafețe de 1,5 ari, care se vede aici, pe care este construit drumul. Stâlpul este chiar pe mejda terenului. Uităm de aici într-un. Că primăria are un ar jumate aici. Drumul, cât e drumul, nu? Cât e drumul, că nici drumul, că să ne pe locul meu. Și drumul e pe locul dumneavoastră? Nu tot. O parte, cam o metru pe locul meu. Deci domnul Retegan a venit la mine și a spus că a fost apostrofat de către vicele Reteganu, de la Cuzdrioara, având în vedere că s-a făcut o groapă pentru un stâlp de alimentare cu energie electrică în zona Cuzdrioarei. Având în vedere că discuțiile n-au fost principiale, el a venit să-mi spună și mie asemenea treburi. Și am zis că în condițiile astea trebuie să apelăm la televiziune, la judecătorie, la alte organe suspuse. Pentru ce? Dar pentru niște discuții care... Cât e terenul ăsta de aici? Terenul în care este făcut este al lui domnul Reteganu, precis, fără probleme. Deci este act de care l-are, n-a fost scris în CAP, dar de la registrul agricol trebuie să se spună, măi, nu lucrați acolo fără consimțământul celui care are terenul.